Bine v-am regăsit la concertul de muzică clasică a celei de-a noua ediție a evenimentului Noaptea Privighetorilor, organizat de Societatea Ornitologică Română, cu sprijinul Lidl și găzduit de Parcul Etnografic Romulus Vuia din Cluj-Napoca. Loc în care, dacă ne-am fi întâlnit față în față, am fi avut plăcerea să putem asculta privighetoarea roșcată, cea care ne-a inspirat în organizarea acestui eveniment. Primele 7 ediții s-au desfășurat așa cum ne place nouă și cum v-a plăcut și vouă publicului, în aer liber. Ideea de a asculta muzica clasică inspirată de cântecele păsărilor, chiar în mijlocul naturii, este cu siguranță elementul care a făcut să ajungem la atât de multe ediții și la atât de mulți oameni. Este modul ideal, credem noi, prin care încercăm să reconectăm oamenii care locuiesc în mediul urban cu natura, acesta fiind principalul obiectiv al proiectului nostru. Primele 7 ediții s-au desfășurat așa cum ne place nouă și cum v-a plăcut și vouă publicului, în aer liber. Ideea de a asculta muzica clasică inspirată de cântecele păsărilor sălbatice chiar în mijlocul naturii a fost cu siguranță elementul care a făcut să ajungem la atât de multe ediții și la atât de mulți oameni. Am reușit astfel să vă scoatem din casă și să vă povestim despre păsări chiar în mediul lor. Este modalitatea ideală, credem noi, prin care putem să reconectăm oamenii care trăiesc în mediul urban cu natura, principalul obiectiv al proiectului acesta atât de drag nouă. Ediția a 8-a, derulată sub semnul pandemiei, ne-a găsit în mediul online, savurând concertul, însă înregistrat în interior de către artiștii noștri. Anul acesta facem un pas, hotărât, sperăm noi, spre evenimentul clasic și vom înregistra concertul în aer liber, în natură, acolo unde sperăm să ne întâlnim anul viitor. Timp de aproape o oră, artiștii noștri, Aurelian Băcan la clarinet, Bogdan Bohuș la pian, Teodora Buia la vioară, Lilo Fodor la violă, Diana Știr la violoncel și Sonia Vulturar la vioară, vă vor delecta cu lucrări compuse de Gioachino Rossini, Claude Debussy, Antonio Vivaldi și Sergei Prokofiev. Să înceapă așadar concertul. Opera La Gazza Ladra, în traducere Coțofana Hoață, este o operă semiseria compusă de Gioachino Rossini. Această operă este cunoscută pentru uvertura sa, care, pe lângă popularitatea de care se bucură în rândul melomanilor, a fost introdusă precum coloană sonoră în diverse producții cinematografice, dintre care amintim filmul Portocala Mecanică sau serialul Sherlock. Legenda spune că Rossini ar fi fost încuiat într-o încăpere a teatrului La Scala și păzit de 4 gărzi pentru a putea să termine uvertura la timp, premiera operei având loc a doua zi, iar uvertura neexistând încă. Opera prezintă povestea unei fete inocente care este acuzată pe nedrept de furt, adevăratul hoț al unui tacâm de argint fiind, evident, ați ghicit, o coțofană. Din fericire, finalul operei aduce cu el rezolvarea misterului, tacâmul de argint este găsit în cuibul coțofenei, iar astfel fata este cruțată de pedeapsă. Deși coțofana are renumele de hoață de obiecte strălucitoare, cercetătorii britanici au efectuat un experiment care a arătat că e vorba mai degrabă de un mit decât de realitate. Pasărea este foarte precaută și chiar refuză să consume hrana așezată lângă obiecte strălucitoare sau colorate. Deci, mai degrabă v-ar fura gustarea decât inelul de logodnă sau argintăria primită drept moștenire. Dar să ascultăm muzica! Thank you.
scrisă la cererea conservatorului din Paris, lucrarea Premier Rhapsody de Claude Debussy a fost scrisă pentru a pune la încercare resursele tehnice și expresive ale tinerilor studenți ai conservatorului. Lucrarea a fost dedicată profesorului Prosper Mimart, pe vremea aceea profesor de clarinet în cadrul conservatorului din Paris. Acesta a și cântat lucrarea în premieră. Lucrarea se numește Rapsodie, asta înseamnă că are o formă liberă și premier vine de la prima. Debussy sperând să mai scrie și alte rapsodii, ceea ce din păcate nu s-a întâmplat. Muzica merge între lumini și umbre, între liric și ludic, iar în momentele mai jucăușe putem auzi triluri la clarinet și la pian, care se aseamănă cu trilurile și cântecele păsărilor. Audiție plăcută! Thank you.
Ați auzit de anotimpurile de Vivaldi? Cred că toată lumea a auzit. Dar știați că Vivaldi a scris încă vreo 500 de concerte, dintre care numai vreo 230 pentru vioară. Și anul ăsta se împlinesc și 280 de ani de la nașterea compozitorului. Așa că noi ne-am hotărât să îl serbăm în bunul stil păsăresc specific Nopții Privighetorilor și am ales un concert care se numește Cucul. Și este plin de triluri păsărești, absolut adorabile, și credem că vă va plăcea foarte mult. Audiție plăcută!
Uvertura pe teme evriești de Serghei Prokofiev a fost scrisă în anul 1919 la cererea unui ansamblu ruso-evreiesc sosit în Statele Unite ale Americii. Ansamblul se numea Zimro și era compus dintr-un clarinetist, un pianist și un quartet de coarde. Acest ansamblu i-a înmânat lui Prokofiev un caiet cu teme folclorice evreiești pentru ca el să se poată inspira în compunerea acestei lucrări. Se dovedește mai târziu că aceste cântece nu erau cântece populare evreiești, probabil erau compoziții de ale clarinetistului în stil evreiesc. Lucrarea are teme de inspirație klezmer, dar și teme foarte melancolice și feerice, de parcă ai fi într-o pădure fermecată. Iar instrumentele cele mai importante prezente aici sunt, desigur, clarinetul și violoncelul. Sperăm să vă placă! Thank you.
mulțumim pentru participare și sperăm ca ediția viitoare, cea de-a 10-a, să ne găsească din nou împreună, ascultând păsări și muzică, în parcurile și grădinile botanice din București, Cluj, Iași și Sibiu.